Bună ziua, dragii mei, și bine v-am regăsit astăzi la o nouă citire în cafeluță. Să vedem de această dată spre ce vor tinde energiile în această ceașcă, ce vom afla nou din dârele trasate în această cafeluță, ce vom ști despre această zi minunată, dragii mei. Iată cum s-a revărsat cafeluța peste ceașcă, asta înseamnă că veți vărsa lacrimi de bucurie și în această zi minunată. De luni. Dar, dragii mei, țin să vă mulțumesc și de această dată pentru mesajele voastre extraordinar de frumoase pe care le primesc zi de zi. Acestea sunt mesaje de binețe, de binecuvântare, de încurajare, pentru care eu sunt foarte, foarte recunoscătoare. Simt că, fără toate acestea, și fără implicarea voastră pe canalul meu de YouTube, nu aș putea nu aș putea să uh, realizez ceea ce fac aici în fiecare dimineață pentru voi aceste videoclipuri cu care vă vin în întâmpinare. Așadar, dragii mei, iată cum arată ceașca. Vă urez încă o dată, bine ați venit pe canalul meu de YouTube și sper să vă însoțesc pașii și în această zi minunată spre noi și noi vești, care mai de care mai bune, care mai de care mai pozitive. Să dea Dumnezeu să fie totul așa cum vă doriți. Iată ceașca, așadar hai să începem citirea. Dragii mei, aici se vede cifra 7 Uh, un inel și o inimioară. Într-o săptămână sau pe această dată uh, de dat de 7 uh, va fi o cerere în căsătorie sau în logodnă. O să fiți uh, foarte bucuroși sau bu bucuroase, pentru că o să vă întâlniți la o cafenea și o să stați la o masă aranjată și o să uh, unii dintre voi o să depănați amintiri. Uh, și dintr-una într-alta o să apară și această cerere în logodnă, cerere de logodnă. Dumneavoastră, dragilor, o să fiți foarte fericite în al nouălea cer de fericire. Apare aici cifre, literele B și A și o steluță Veți petrece o zi minunată pentru că văd că îi sunteți invitați sau invitate la o petrecere și mergeți cu prietenii, vă distrați și mai ieșiți din rutina cea de zi cu zi. O să vă facă foarte mult bine această ieșire alături de prietenii voștri, această petrecere pe care o să o aveți. Dragii mei, apare aici o broască testoasă care începe să urce, o întrebare și un creion. Poate aveți o judecată, poate vreți să vindeți o casă sau să cumpărați, văd că veți semna acel act, dar rămâneți așa cu un semn de întrebare, dacă ați, dacă ați făcut bine ce ați făcut și așa mai departe. Uh, mai bine nu vă mai puneți acea întrebare pentru că faptul este consumat și este mai bine să vă îndepliniți odată pentru totdeauna acea dorință de a vinde sau de a cumpăra uh, acea moștenire. Uh, un cap de vrăjmaș se apare aici, dragii mei, și litera S. Uh, această persoană, să știți că se ocupă cu vrăjile, și văd aici doi șerpi în apropierea sa. Este clar că acest dușman mereu vă urmărește, nu vă dă pace, vă atacă și familia, cum intră în casa voastră cum încep certurile. Să nu vă mirați când apare această persoană în casa voastră că nu vă mai merge deloc bine și că sunteți mereu supărați sau supărate pe partenerul pe partenera voastră. Așadar, poate că veți remarca ce se întâmplă după ce această persoană pleacă, astfel încât să nu mai primiți la dumneavoastră în casă. Dragii mei, apare aici o pereche de ochelari. Văd că veți avea dureri de ochi, fie o alergie la ochi. În următoarele zile o să aveți așa probleme cu ochii, că nici nu o să mai vedeți bine. Vă vor supăra acestea și Vă va durea capul de la uh, aceste problemuțe cu ochii. Va trebui neapărat să faceți un control la uh, ochișori. Uh... Dragii mei, văd că sunteți de ceva timp în relație cu o persoană. O considerați persoana cea mai specială din viața voastră și ați dori să faceți pași spre o etapă următoare în viața voastră de cuplu. Ați dori fie să vă mutați împreună, fie să oficializați această relație? Dumneavoastră sunteți pregătiți, dar această persoană încă nu este pregătită să treacă la următorul nivel. Trebuie pur și simplu să-i mai, să mai acordați puțină răbdare și să aveți, să dați dovadă de înțelegere. Cu timpul va veni și uh, acest lucru pe care îl doriți în legătură cu persoana voastră. Stați fără grijă! Uh, mai apar aici niște litere uh, T, S, uh, N, M și K. Pentru cei cu aceste inițiale să știți că vin vești minunate, foarte multe păsări care zboară aici deasupra, dar aveți și foarte mulți dușmani. Acești dușmani sunt cu ochii pe voi și nu vă supără. Când sărbătoriți ceva în casă, acești oameni uh, care vă invidiază, acestora le pare foarte rău de faptul că voi sunteți veseli, că sunteți bucuroși. Și ar vrea să vă vadă mereu la pământ. Ar vrea să fie și ei așa cum sunteți voi de veseli sau de fericiți. <coughs> uh, pentru persoanele care sunteți așa mai în vârstă sau trecuți de a doua vârstă, Iubirea voastră să știți că a ieșit la drum, a rămas încă puțin timp până ce să vă întâlniți. Dacă sunteți femei, să știți că veți cunoaște un bărbat și așteptați-vă să vină din partea lui o cerere de căsătorie, pentru că acest lucru se va întâmpla din partea acestui bărbat. Veți avea o relație foarte frumoasă, așa, cu acesta. Și în cele din urmă va îndrăzni și vă va cere în căsătorie. Poate că nu vă mai așteptați la vârsta dumneavoastră, dar nimic nu este imposibil. Așadar, să știți că și voi meritați să fiți fericiți, fericite, dragele mele. Uh, o ceartă apare aici între soț și soție uh, din cauza altor persoane, dar văd că voi vă iubiți, dragii mei, dar în această zi intervin certuri din cauza unei persoane din familie, fie este soacra voastră, fie o cumnată, poate o soră. <coughs> uh, ar trebui să vă revizuiți oarecum comportamentul și să uh, nu vă mai certați așa chiar din orice. Uh, datele de 3 sau 4 apar aici, fie sunt date importante pentru voi, fie sunt uh, zile, uh, până când va veni și la voi un cadou, dragii mei, și o să vă bucurați foarte mult de acest cadou. Uh, se vede aici o pisică, dragii mei, uh, știți cum stă pisica așa uh, câteodată bine în casă și se uh, curăță? Se uh, spală, uh, își face igiena personală. Așa ar trebui să faceți și voi, dragii mei, când veniți acasă de undeva. Ar trebui să vă curățați de toate negativitățile pe care, în mod sigur, le-ați adunat pe unde ați fost. Fie că ați fost la muncă, fie că ați fost la supermarket sau cine știe ce altă treabă ați avut prin oraș sau de unde veniți, este foarte important să vă faceți această. Uh, igienă personală, exact cum face pisica, dragii mei. Să vă curățați, spuneți o rugăciune sau aprindeți o lumânare, faceți o meditație, orice. Sau spălați-vă pur și simplu pe mâini, așa până la coate, cu o mână de sare și lăsați apa să curgă peste, peste sarea respectivă, după ce v-ați spălat bine cu ea. Dragii mei, doriți, văd, să aveți foarte mult cuibul vostru. Apare aici o cheie. O să ai și tu acea casă pentru că în spatele vostru văd că sunt două uși deschise. Aceste uși deschise cel mai probabil vor fi una în domeniul muncii, în domeniul lucrului pe care îl faci în, în mod obișnuit și una în domeniul dragostei. Deci este clar că te vei găsători și tu și vei avea casa ta la un moment dat, dragul meu sau draga mea. Mai văd aici un pantof ieșit din piciorul vostru. Să știți că o să aveți și voi bani în mâinile voastre și o să vă prindă foarte bine aceste sume de bani care vă vor intra în portmoneu în perioada care urmează. Uh, o femeie însărcinată apare, dragii mei, în cafeluță. Această femeie se poate să fii tu sau se poate să fie cineva din familie sau cineva dintre prietenele voastre foarte apropiate. Această femeie o să nască o fetiță. Multă vreme văd că v-ați dorit să rămâneți însărcinate, nu ați reușit, ați făcut tot felul de tratamente. Și acum, iată, în sfârșit, reușiți și vă îndepliniți acest vis. Asta în cazul în care sunteți voi. Să știți că această fetiță, indiferent dacă sunteți voi sau cineva din familie, va avea un noroc nesperat în viață și va aduce așa o energie pozitivă în familia voastră, astfel încât veți fi foarte fericiți pe lângă ea. Uh, mai apare o ușă deschisă aici în fața ta, dragii mei. Uh, această ușă văd că era închisă până acum. Uh, probabil că ai depus mai multe CV-uri în, le în legătură cu o muncă pe care ți-ai dorit-o foarte mult și uh, această ușă uh, ți s-a închis în nas sau, mă rog, a fost... Uh, închisă cu lacătul până acum, dar să știți că de acum înainte va deveni deschisă. Vei reuși să te angajezi și tu în locul de muncă pe care ți l-ai dorit. Să vedem și dorința voastră, dragii mei. Dorința voastră, să știți că este pe cale să se împlinească. Și văd aici o serie de persoane bune care se apropie de voi. Veți face cunoștință cu anumite persoane în viața voastră, fie la locul de muncă, fie undeva unde ieșiți la o adunare de oameni. Și aceste persoane să știți că au intenții foarte bune, foarte pozitive în ce vă privesc, dar atenție că aveți și un dușman care vă păzește din umbră. Mare atenție la dușmanul sau dușmanca voastră pentru că o să vă dați seama cine este și va fi bine să vă feriți din calea lui sau din calea ei. Acestea fiind spuse, dragii mei, aceasta a fost citirea mea în cafea de astăzi. Vă mulțumesc pentru vizionare. Vă invit și la alte citiri pe viitor. Toate bune.